din prima vedem că avem un în care este pus iPhone-ul. Am simțit deja o cutie. Bine v-am găsit la un nou videoclip, primul unboxing de pe canal cu primul meu iPhone. Acesta este iPhone-ul. Se simte că este destul de greu. Așa că hai să începem. Pentru asta avem nevoie de Emanuel. Nu este Emanuel, Emanuel este un croissant. Marian, care Marian ne va ajuta să tăiem acest colet. Acum să nu-l tăiem de tot. A, pe aici. Pe aici și apoi apuci așa și tragi. Bă, dar țărană sunt, bă. Oficial, ne bate o cutie. Iar așa o vom deschide. Din prima vedem că avem un prosopel în care este pus iPhone-ul. Am simțit deja o cutie. Bă, dar vedeți că e greu. Bă, mă așteptam să arate mult mai urât iPhone-ul ăsta 13. Mă așteptam să arate mult mai urât și mult mai mic, adică destul de mare dacă e atâta. Ați văzut, gata? Mamă. Mamă. Mi-e și miră să-l ating. Uite cât de mic e și fain. Mă, dar cred că sunt ca în răgușire acum, aud. Dar nu contează, uitați un pic de frumos. Mă așteptam să arate ca dracu pe culoarea asta. Și pentru ce ați așteptat voi foarte mult, asta mere. Bă, ești nebun cum arată. Ca să vă gândiți, asta este primul meu iPhone cumpărat în viața mea. Și cred că și ultimul până devin major. Ia să vedem ce aici. Designed by Apple in California. Încărcător n-are, are. Mai e ceva? Nu mai e. Aici asta pentru. Aici circulele lui Mamaia. Aici logo de la Apple ca să îmi fac o mașină Apple ca să arate mai frumos. Era și ce-o fi? Nu, nimic. Aici mai multe pliculețe. Dacă vă întrebați de ce se vede așa ca dracu, e pentru că nu am GoPro. Arată foarte bine, hai să-l și pornim. Cutia o să o postrăm ca și o amintire. Ce scriem? Ia. Mamă, cum se simte telefonul ăsta, mă, nu ești nebun. Da. Băgăm pe română, tipic. Am folosit numai Samsung. Vă dați seama că a fost o schimbare destul de grea de la Samsung la iPhone, dar o schimbare foarte bună și foarte calitativă. De exemplu, eu acum filmez de pe iPhone-ul acesta. Dacă filmam de pe acest Samsung i12, care l-am luat acum 2 ani și s-a făcut țăndări. Dacă filmam de pe acesta, nu cred că se vede că e spart, dacă filmam de pe acesta, era jale. Ei, de pe ăsta este mult mai ok, cel puțin pe filmat, deci pe filmat este bombă. Acest iPhone poate filma 4K până în 60 fps și 1080p tot până în 60 fps, dar poate filma în slow motion până în 240 de fps. Are dimensiuni de 6.1 inch, eu zic că este destul de bine pentru un om normal. Are o baterie de 3240 de mAh, adică e destul de bine ținând cont că dacă stai 7 ore non-stop pe el, încă mai are baterie. Bine, contează și ce te joci sau ce faci pe el, că dacă te joci mai FIFA în 60 fps și grafici blană, în 4 sau 3 ore e gata bateria. Dacă stai pe YouTube în vreo 10-11 ore e gata bateria. Dar dacă nu-l folosești deloc, se termină bateria cam în vreo 4-5 zile. Ceva de genul se termină bateria. El are un procesor Apple A15 Bionic, parcă dacă nu mă înșel, cel din 2021, că na, din 2021 e acest iPhone. Și ce să vă mai zic, el are un preț destul de bun acum de 3000 de lei, doar că pe lângă prețul de 3000 de lei trebuie să iei în considerare și încărcătorul care e vreo 100 și ceva de lei și folia și USA care sunt și alea vreo 2 milioane. Un lucru de notat la iPhone-uri este sănătatea bateriei. Deci de iPhone, dacă nu ai grijă de baterie, este jale. A avea grijă de bateria iPhone-ului înseamnă, păi, să nu lași de foarte multe ori sub 20% baterie, să nu-l încarci de 7000 de ori pe zi, să-l bagi
încărcător să-l scoți de foarte multe ori pe zi și cam atâta. El te ține destul de mult dacă faci acești pași simpli. Acest iPhone are aceleași camere ca iPhone 12 Pro Max, doar că cu câteva îmbunătățiri. În concluzie, acest telefon îi dau nota 9 din 10. De ce 9 și nu 10? Pentru că are doar 60 de Hz, ceea ce este cam jale. Dar, din cauza animațiilor pe care le are el, foarte greu să dai seama că are 60 de Hz. Adică nu se simte ca 60 de Hz. No, ce să vă mai zic. Eu am fost Alex Ro, sper că v-a plăcut acest videoclip de ajunul Crăciunului. Să aveți un Crăciun și un an nou fericit. Sper că la voi ninge, pentru că la mine ninge de îngheață în el un câine. Și noi o să ne vedem cu alte videoclipuri de gaming. Nu ca acesta de unboxing sau review, că na, aceste videoclipuri le faci mai rar. Iar noi o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!